Salutare toată lumea, eu sunt Matei și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA 20 pe acest canal. Astăzi nu vom mai juca online drafturi, FUT Champion, Rivals sau orice online. Vom juca o carieră. Voi începe o carieră, cariera cu Liverpool. Voi începe. Hai să ne alegem ăsta, uitați. Ia să-i punem nume. Vom începe cariera cu Liverpool. Acolo cu Mane, cu Salah. Băieții grei. Așa, așa, da. Așa. Naționalitate. Ok. România, unde era? Aici era. Aici. Acum trebuie să ne facem frumoși, nu? Dacă tot ne facem. Uite așa. No outfits. Uite așa. Ice. E ochi. Okay. Trebuie să știu eu cum să-i fac ochi. Okay. Te-ai las pe... Nu. Ochi. Ăștia, așa. Normal. Uite mai așa. Gura. Cum să-i facem gura? Prima e ok. Uite, așa. Ce asta? Uite, asta. Ce? Bărbia. Știu eu cum să o fac. Uite, eu las așa, normal. Urechea, uite așa. No, short hair. No, no. Uite așa. Color. Așa. Așa, părul. Barba. Barba, eu las așa, e bună. Acum, outfits. Da, de ce trebuie să aibă? A, uite. Altceva? Hai punem un pullover, da? Asta, aolea. Lăsăm. Da, de ce trebuie să aibă cămașă pe dedesubt? Wow! Așa o lăsăm. Bă. Așa eu las. Pe cuvânt, așa eu las. Nici nu se mai vede pe rezul sub cer. Ne punem așa un tricou. Mamă, așa merge multicolor la meci. Bă. Ia. Ce-i schimb? A, nu. Așa. Ce
noi mai punem din asta. Stați puțin. Nu mai. Să vedem și noi mai profesional, așa. Uite asta, așa. Așa. Pantaloni. Ce pantaloni să-i punem? Uite așa, se sorteze cu cămașa non. Mamă, păzea. Șosetele. Se și văd șosetele, dacă... Adidas. Ce-s mă aia? Da, pink. Ia că el, nu. Ai pun pe ăștia. Și ăsta e. Da. Ăsta e caracterul. Nu, 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 nu. Unde? England. Anglia. Ia uite. Liverpool. Liverpool. 74 de milioane buget pentru transferuri. Tam. Euro, nu din ale. Frumos, stadionul Anfield, jucam pe Anfield Road, frumos. Legendary. Nu pun pe Ultimate. Nu, legendary. Da, așa. Advance. I-am luat locul lui Jurgen Klopp. Este. Mamă, ce mândru mă simt că am reușit să iau locul lui Jurgen Klopp la Liverpool. Bayern accept 55 de milioane. Dar nu cred că a dat în realitate atâția bani pe Hummels. Sau chiar a dat 55 de milioane pe Hummels. Șterge. Nu. Țac. Nu. Sau, uite așa. G, A, M. Vreau să-mi lăsați în comentarii pe cine vreți să cumpăr. Neresfen. Stai, cum ai da? Da. Ok. Uite. 12 milioane ăsta. Mamă, cu Real, cu Barça, frumos. Cu Al-Hilal, da, ăsta e cel mai bun. No, no, no. Nu jucăm așa. Vom juca așa. Ăsta aici. Ăsta așa. Mane aici. Henderson, îmi pare rău pentru el, dar va fi doar rezervă de lux. Ne pare rău. Stai, pe dreapta cine? Stai puțin. Nu, no, că nu vreau să fie ăla capitan. Fiți atenți. Că da, o să fie ăsta Minamino pe dreapta, care e pe isumare. Dacă îl bag în locul lui Henderson, o să-l pună capitan. Și așa îl pun capitan pe Van Dijk. Adevăratul capitan. Joe Gomez are 82, nu avea, dar avea 80 pace. Sau așa i-a făcut acum.
Asta 81, 85, 77, 68, 77, 93, 94, 89. Ok, Henderson pe bancă, se știe, în locul lui Milner. Și cam ăștia o să fie pe bancă. Mamă, dar nu prea avem rezerve. Shaqiri, are 5 skill-uri. Shaqiri, ăsta e bunicel, da. Stați puțin, tactics, press after possession lose, 5, nu, 7. Fast build-up. Așa, ăsta așa. Rolls. Mă, nu cred că are nimeni. Nu știe nimeni să bată mai bine ca Arnold. Mă mut, dar nimeni mai nu știe să bată lovituri libere. Long free kick, da, Arnold peste tot. Penalties. Salah 81, 71, 72. Stai, 91 Fabinho. Fabinho bate penaltiile. Left corner. Ăsta are long pass curve. Da, Arnold. Mamă, da, Arnold le bate pe toate, mă. Stay back, stay back. Nu. Ăsta are stay back și cover center. Ăsta are doar cover center. Așa, așa, așa. Astea sunt tacticile. Să-i bag la antrenamente. 82 de milioane. Parcă aveam mai puțin. Am plecat cu Real, cu Juventus și cu nu știu cine. Gata. Să-i bag la antrenamente. Hai că-i bag. Nu? Să se antreneze. Origi. N-o să-i bag pe ea. Bun. Hai că pe ăștia că oricum ei sunt. Sincer, o să-i bag pe ăștia. Race against agility. Hai să-l bag la ăsta. O să-i bag pe ăștia. Da, vreau să-l bag neapărat pe Arnold, care are 20 de ani. Și o să crească. Și pot să-l vând cu o grămadă de bani. Dacă o să fie să-l vând cândva. Ia la center backs, Joe Gomez. Clar. Joe Gomez. Și mai avem încă un loc. Da, cred că o să-l scot pe Origi. Să bag din ăștia tineri. Ăsta 18 ani. Hard. Și îl scoatem pe Origi. Să-l băgăm pe ăsta de 18. Alții nu mai avem, mă? 18, 22. Era ăla acolo. La goalkeepers n-avem nimic. Era ăsta unde? La center back. Uite ăsta. Are 66, poate urca. E tank. E, ia uite. Mamă, ce bine. Aolă, dar Jones ăla nu se antrenează bine deloc. Nu e bine. Nu știu pe cine să pun pe lista de transferuri. Ia, prima conversație cu Virgil van Dijk. De când am visat. Un... ia uite. Frumos. Nu vom juca meci, doar dacă ajungem în finală voi juca meciurile astea la turneu. Și primul meci, ăla-i tată Mane, două goluri și Firmino. Bine, băi. Valoare. Cine s-a accentat, mă? Player in joel. Două luni. Medial colateral ligament. Aolo, are ruptură de ligamente. Joacă pasta. Și nu joacă Robertson două meciuri. Ce? Aaa, e căldă pe Arnold dacă-i. Pleacă de aici. Bayern.
Și nu pot să-l joc nici cu ăla la roșu. Aolo. Vars. Ne-am dus. Unde-i mă ăla? Adrian. Și intră ăsta pe bancă. Și trebuie să-l scot și pe ăla. Da, am și cu cine. Noi n-am fundat stânga. Joacă pe asta. Ia pe cine mi zice să bag? Îl bag pe Henderson. Mă crezi că îl bag pe Henderson? Ah! Henderson fundaș. Este. Da, și trebuie să-l scot pe Robertson de acolo. Hai să vedem. Dar n-am pe cine să bag ca fundaș stânga și ca fundaș dreapta. O să fie o mică problemă la acest capitol. Matip. El cât costă? 27? Negociat. Dacă îmi dă 45, îl dau. Adică îmi dă 45 de milioane pe Matip. 47. Nu, frate, 47. Ce nu înțelegi? Ia, auzi, mă, du-te în Valencia de aici. Păi tu nu-mi dai bani mulți pe Matip. Matip e tank. A, am uitat să-i bag și la antrenament. Nu știi cum o să fac? Nu mai se joacă așa. Ăsta trece aici, nu-l cădui cu tare. 4. Trece ăsta aici. Și intră Matip 61 Lovren. Aolă. A, intră Matip fundaș central. Sau nu? Nu, nu. Gata. M-am hotărât în sfârșit cum să fac. Fabinho fundaș central și Henderson aici. Și jucăm așa. E? Valoare. Dacă nici eu nu mă pricep. Frumos și am găsit soluție. Sim. Yokohama. Este. Yoko. Poate ne bat ăștia. Mamă, 5-1. Umilința, da Fabinho gol. A, din penalti. Salah. Salah Mane 2. Bun. Bun. E bun. Haideți, măi, să vă antrenez. Uite că la Jones aproape face 66. Bun. Jones. Mamă, ăsta e meci. Nu, ce am avut noi până acum? Cine are, mă, problemă? Nu te -o. Se poate să câștigăm. Ne-a bătut. Ne-a dat Lucas Vasquez 2 goluri. Măcar să ne calificăm. Ne calificăm mai departe. O, în semifinale cu Atletico. Joacă pe asta. Loan offer for Williams. Williams cine e băgat la antrenamente? E. Că dacă nu e băgat, îl dau. Ok, deci deja am primit 3 milioane. Forță. Ia mă că-l dau un an pe Williams. Să joace. O să crească.
Adevărat. Haide! Și câștigăm! Câștigăm, câștigăm. Am câștigat, dacă. Ia, uite. Ne-a dat gol Coșta cu Morata și am ieșit în semifinal. Bă, băiatule. O, finală cu City. Joacă pe asta. Cine s-a mai accidentat, mă? Joe Gomez. Joacă pe asta. Nu mai accidentați. Bine, bănuiesc că își revin până la finală. Dar ce finală? E super cupă, cred. Cred. Vreau să, deci, cum am spus, vreau să-mi spuneți în comentarii pe cine să cumpăr. 4 milioane am primit, mulțumesc. Pe cine să cumpăr la echipă? Pe cineva în locul lui Minamino, că arată cam nașpa acolo cu Minamino. În locul lui Firmino, nu știu ceva. Dar în locul lui Minamino, prima oară să-mi spuneți pe cine să iau. Pe cine să cumpăr? Haideți voi. Ăla e accidentat, dă-l încolo. O, Jones! Ia uite, cine e băiat serios? E, ia uite-l. Jones o să și joace. Că le știu eu. Stau. A, trebuie toți. Ia mă, Cirivalela. Hai. Ia uite-l, mă. La finishing. A făcut de la 40 la 41 finishing-ul. E forță, băiatul. Stop. Mesaje noi. Ne va nici nu mă interesează. Hai să vedem. Mai departe. Asta trebuie să-i băgăm la antrenamente pe băieți. Hai băieți. Ia uite-l, mă. Buta Jones ăla se antrenează bine de tot. Ia uite-l și pe Elliot. Jones ăla crește repede. S-a dus, mă, la Cardiff. Beat. Ia uite-l și Arnold. Crește. Și au revenit aia să-l bag și eu pe Gomez la antrenamente. A, și-a revenit, dacă. Eu o să mai pun pe lista de transferuri. Squad Hub, cred. Aici, nu da. Transfer list. Asta e transfer list, n-am ce să fac cu ei. Transfer list. Transfer list. Asta nu. Vandenberg. Asta o să-mi mai țin. Transfer list. Da, nu știu, nu prea am pe cine să bag pe lista de transferuri. Uite, un striker, transfer list. Da. Ok. Deci eu câți bani am? 90 de milioane. Deci cu 90 de milioane vreau să-mi spuneți ce vreți să cumpăr. Ce să iau?
În locul Minamino, clar, ceva, un R-M ceva, L-M, orice care să joace bine acolo. Vreau să-mi spuneți. Sau un atacant și îl trag pe Mane pe dreapta. Nu știu, vreau să-mi spuneți pe cine ați vrea să cumpăr. La echipă. E supărat Lewismă că l-am trimis pe site transferuri? Cine îl vreau? Îl vrea Botoșani! Îl la fece Botoșani pe Hoever! Nu se poate, mă! Bă, fix Botoșani! Ah, păi da, eu cer 1 milion, frate, pe asta glumesc. No, ia-l. Îl dăm la Botoșani, mă, vă dați seama, sărbătoare pe Botoșani? Nu, no, frate. S-a supărat că l-am pus pe lista de transferuri. Arnold, de la Real Madrid. Ieși afară. Bine, frate, negociez. Fiți atenți cât cer pe Arnold. Zinedine, deci fii atent. Îmi dai. Îmi dai 199.000 și ți-l dau pe Arnold. De milioane. Nu vreau, nu. Nu vrea Zinedine să-mi dea atâția bani pe ăsta. O, accept și la ăsta. Că asta e mai bună. Decât oferta la... Ok, și am ajuns la meciul cu City. Dar deja ne lungim prea mult în acest prim episod. Ia stați puțin. O să vorbim și cu Keita puțin. This game is... I feel great and I feel... Ia uzi, mă, vrea să-l bag în locul lui... O, Wijnaldum. Du-te, mă, de aici. Eu uzi, mă, vrea să-l bag în locul Wijnaldum. Arată bine, mă, Keita? Sau... Da, e genial, Keita. În fine... Bun, și cam acesta a fost... primul episod. Pe... Mamă, și eu nu l-am nici pe ăla, nici pe ăla. Pentru meci. Am pus-o. Eu știa câți mai stau accidentați undeva și... Ta. Nu se poate. Ok. Stați să facem echipa pentru data viitoare. Unde e un Fabinho? Fabinho? Ah, aici. Ok. Arnold. Ba nu, tot la fel o să joc. Da. N-am cu cine să joc. Robertson, ce caută Robertson aici? Ah, n-am jucat cu Robertson până acum. Doamne. Da, o să joc cu Fabinho, fundaș central și cu Henderson la mijloc. Ok, și cam acesta a fost primul episod. Dacă v-a plăcut și mai veți episoade din cariera cu Liverpool, nu uitați să apăsați butonul de like. Vreau să-mi spuneți în comentarii pe cine vreți să cumpăr la echipă, să facem echipa invincibilă. Eu am fost Matin, ne vom vedea data viitoare. Pa!